Salutare prieteni și fani Atletico Textila, dacă este vineri v-ați obișnuit deja, vorbim despre serial, despre Atletico Textila. Facem o scurtă recapitulare, începem cu ce s-a întâmplat în primele două episoade. Prima dată i-am avut pe veteranii Andrei Mateiu și Răzvan Oprea. Am vorbit cu ei despre trecut, despre prezent, despre viitor, despre ce s-a întâmplat, ce se va întâmpla în Atletico Textila. În episodul al doilea i-am avut pe Teodor Șoptelea și pe Daria Crișan din noua generație, noi actori din acest sezon din Atletico Textila, iar astăzi cumva natural vine un mix. Avem un veteran pe Bogdan. Bună seara. Stai, mă, nici nu știu ce e seara. E vineri. E vineri. L-avem pe Bogdan Cotleț, care face parte din distribuția Atletico Textila de la începuturi. Și l-avem și pe Matei Constantin, care este un actor nou în serial. Salut, Matei. Salut. Mulțumesc de invitație. Ce faceți? Cum vă simțiți? E neașteptat totul, pentru că na, credeam că pauza e pe termen mai lung, până la expirarea mea, cel puțin, de pe planetă. Dar am primit într-o zi un telefon în care în 5 minute l-am înjurat pe George, pentru că credeam că face mișto de mine și ce mai mă zice, vrei să te ajut cu o configurație la calculator sau nu știu, că mai sună cu din astea George Dogaru, regizorul nostru și prietenul meu. Și că da, că altfel eu așa am ajuns și în serial pe pile, că nu am probă ca alții. Da, și a fost, nu știu, m-am bucurat foarte tare să reiau așa în drama asta, pentru că sunt niște filmări distractive. Amestecul ăsta de, știi cum, când sunt, când e atmosfera de asta de vestiar, te trage un pic așa înapoi cu niște ani, la niște, la vremuri mai simple, nostalgie și glume, implicit glume de vestiar, din care s-au făcut o grămadă și mie îmi place chestia asta. Matei, tu cum ai intrat în serial? Cum a fost pentru tine? Cum ai primit vestea? Nepotism! Doamne, la mine a fost... Am primit telefon de la Dominica Căciumaru, care m-a chemat la casting și imediat după m-am dus, mi se pare că Bogdan era în comisia de casting, m-am dus și știu că eram foarte deranjat. Și da, Carol, dacă și te uiți, să știi că eu am luptat pentru tine, nu pentru Matei. Și am fost extrem de deranjat de faptul că aveam foarte mult de învățat în primele etape ale castingului și nu înțelegeam cum am 6-7 secvențe în contextul în care nu știam, adică eram nesigur de faptul că o să ajung să joc în Atletico. Și în momentul când am ajuns la primul casting, eram amărțit tot din cauza faptului că noi avem chestia asta și probabil și tu ai avut-o. Primele castinguri sunt, chiar dacă am o oarecare experiență acum în ale castingului, primele întâlniri cu ei au fost absolut groaznice. Din cauza faptului că mi se părea că n-am ce căuta acolo și că nu era bine ce făceam și a intervenit constant această chestie. Iar ulterior, Dominica m-a sunat și mi-a zis, vino și la proba a doua. După proba a doua am zis că o cam ștefliseam cu textul atunci, mi-aduc aminte, și am zis, sigur a contat chestia asta. Și după mi-am zis, vină și la a treia probă, și la a patra probă. Și am ajuns într-un loc în care, în primul rând, m-am bucurat de susținerea lor. O chestie care pentru mine este foarte importantă. Adică am făcut sport și constant lucram într-un haos de ăsta și într-o frică de asta, că trebuie să faci, trebuie să faci bine, că greșești. Că nu faci bine, că era chestia de performanță care m-a ajutat în cariera mea de actor de până acum. Iar la Atletico am ajuns și am dat de niște oameni extrem de generoși și extrem de mișto și cu care m-am împrietenit și a fost cea mai mare și cea mai importantă experiență a mea din televiziune de până acum. Și a fost o mare, mare, mare bucurie. Așa am ajuns.
Dacă tot ai zis de fotbal, evident, Atletico e despre fotbal și ca să pun și un pic de presiune, că na, așa e la fotbal, fără presiune nu se poate. Vreau să le mulțumesc celor aproape 150.000 de oameni sau 150.000 de vizualizări pe care primele două episoade le-au strâns pe YouTube. Asta ca să știți că aveți un pic de presiune, deci trebuie să creștem acolo. E un număr frumos, vă mulțumim pentru el. Bogdan, tu ai fost de la începutul începutului. Ce s-a schimbat în acești 7 ani? Erai jucător la începuturi, da. Acum nu mai ești jucător. Ai trecut pe un post care contează mult în fotbal. Eu am făcut fotbal și rolul de antrenor secund e foarte important, pentru că e cel mai apropiat de jucător. E cel cumva care face legătura între jucători, antrenorul principal, e cel care poți face o glumă, e cel care îți permite anumite lucruri. Cum a fost pentru tine trecerea asta de la un rol la altul? Mă rog, eu pentru mine principala bucurie, pentru că am niște dureri de picior de vreun an jumate destul de nasoale, am profitat la casting de faptul că era și unul dintre scenariștii acolo și în timp ce ei săraci transpirau pe acolo plin de emoții și nu știu ce, da, adică sper că nu v-am încurcat, că noi am acolo încercat să vă ajutăm. Absolut deloc și din punctul ăsta de vedere adică a fost foarte ok și asta și vorbeam cu Bogdan și a zis, noi erați niște oameni care se uitau la noi pentru că am mai dat castinguri și noi îmi perceam și ne dădeam sufletul, inclusiv la teatru, film, seriale, etc. Dar și noi suntem la fel, să știi, emoțiile alea nu dispar, adică dacă, nu știu dacă te ajută sau te încurcă, dar emoțiile alea nu o să scap de ele niciodată. Da, asta știu, dar te mai obișnuiești și cu ele și știu că am avut un moment am lungit-o și am făcut această paranteză în care m-am dus la un casting la teatru și ideea e că eu spuneam monologul unuia care tocmai fusese ucis și, doamne, aveam o rană mare în burtă și am dat acolo și am bagă și rupete din tine și fac, ce groază. Și când m-am uitat când s-a terminat monologul, ăștia toți notau ceva, unul stătea pe un telefon, da, stătea să se uita așa, altul mi-a zis, e foarte bine, dar hai să o mai luăm o dată. Și în momentul ăla am zis, bă, nu, a fost ceva, m-am simțit, dar... Na, a fost o scurtă paranteză. Adică noi stăteam pe telefon ca să citim replicile noastre, da, le știam, nu ne jucam. Nu, voi, pe mine, cel puțin, m-ați ajutat foarte mult. Bucur, nu, dar glumeam acum. Nu, bineînțeles. Să nu înțeleagă lumea că nu. Nu, și ca să așa să revin unde am plecat, l-am întrebat pe Nicu Barea, care era acolo, l-am întrebat, auzi, am mult de alergat sezoanele astea? Și a făcut așa o mică pauză și a zis, nu, aproape deloc. Așa m-am bucurat că am făcut saltul ăsta de când am făcut, nu știu dacă e bine să zic vârsta, de când am făcut 27 de ani sunt, mă dor toate cele. Se simte la 27 de da, ani, e acolo. Aia zic, acolo, da. Nu mai e ca la 26. Exact, nu poți să mai faci tot, da. Cred că toată lumea te înțelege, adică n-are cum. Da. Cine a trecut de 27 de ani știe. Nu, dar am și uitat sezoanele trecute prin pauzele de la filmări sau nu știu, s-ar putea să fi și apărut prin serial, că nu mai țin minte, dar alea vechi stăteam în pauze, pentru că nu știu dacă se vede, dar mare parte din filmările astea de pe teren de fotbal se filmează vara la temperaturi din alea 38-40 de grade în soare. Și se cam stă toată ziua, adică nu e, hai mă domnule, adică nu e cât ar dura un meci sau așa, e o zi întreagă, de la 7 se începe ca să prinzi câteva ore așa și da. Se stă până la 6 seara și e destul de chinuitor, adică țin minte, pentru noi a fost horror și când am aflat că am rol de antrenor secund și mi-am gândit că o să stau totuși pe banca de rezerve, am zis, doamne ajută săracii colegii mei, mă bucur pentru ei. Sunt și trist pentru ei, dar nu, e și frumos, e și greu. Și m-am bucurat, da, a fost o trecere pozitivă pentru mine. Sunt leneș. Păi și ce mai urmează după antrenor secund? Că locul lui Neatră, nu cred că ai cum să-l iei. Ai cum să-l iei, dar se transformă câte într-o tragedie. Nu câte pile poți să ai să-l iei și pe Neatră aia? Da, nu, nici nu... E un loc...
with great bine, power comes șansă. Great responsibility, adică dacă vine presiunea la pachet cu locului, nici nu poți să-l iau, nu știu, păi nu, dar poți să te împrietenești cu el ca să iei. Eu? Chiar fotbal ai făcut? Eu, da, am făcut puțin fotbal. Că și se vede că trage niște ștângi acolo de să rupe sau de mingea de pe celelalte stadioane sau de trage niște rachete de alea de la mijlocul terenului. Nu zic unde zboară, că asta nu contează, dar se duc tare. Da, e drăguț, Bogdan, mai mult atras pe lângă poartă. Ce? Mai mult atras pe lângă poartă. Dar chiar așa ai făcut, am făcut de vedere că era și foarte mare. Eu trăgeam, am ajuns acolo și trăgeam și ăștia filmau și făceau, bă, Matei, gata, stop. Nu, noi, cei de la recuzită, ei, dați mingea încoa, că nu se poate filma, că e zbomă. Da, și era ca niște copii de aia mici, ca niște furgici de alei, da, care ne jucam cu mingea și veneam ăștia după noi, bă, dați mingea, țipa așa și George de la noi. Primele sezoane și acum veteranii, cum sunt Andrei Mateiu, care mai joacă fotbal și cu Oprea dintre ăștia mai moșnești ca mine, da. Așa. Ei știu, au experiență și acum tot timpul, deci cum nu se trage, Andrei Mateiu e întins pe spate, Oprea e la umbreluță, la așa, și ei fac ce făceam și noi primele sezoane, acum 7-8 ani cât, sau 10 ani. Poc! Da. Toată ziua, miuță. Ei, eu am făcut asta și datorită faptului că am fost cel mai protejat dintre ei toți. Ei stăteau pe bancă unde mai era soare. Eu stăteam în tribuna. Ah, da. De fapt, el a avut și în tribuna unde e umbră. Când problema mea cea mai mare... Da. De la... ceva groaznic, adică fier cu plexiglas. Era ceva bine, groaznic. Dacă nici patronul nu-i protejat atunci. Păi da. Asta și nu numai atâta. Știți ce a făcut la o filmare? A făcut ce am vrut și eu să fac și am zis, m-am gândit, bă, sunt prea nesimțit și chiar n-am cum să o vând pe asta și el a încercat o chestie pe care eu n-am rostit-o, a zis, bă, dar n-ar fi mișto, l-a întrebat pe George, n-ar fi ok dacă Junior ar umbra cu o umbrelă la el? Adică e așa o chestie de... și George l-a întrebat, nu termină cu prostiile. Dar după l-am mai întrebat o dată și m-am zis la el și am zis, George, uite, chiar mă gândesc că e o idee bună, adică e soare și port ochelari și sunt sensibil și mă ard și de ce n-aș putea, dar nu mi-o țin eu. Mi-o ține Nicu, asistentul, care e da, asistentul da. Meu. De ce n-ar putea să mi-o ține? Și George a făcut o pauză. Nu mă vezi de treabă, nu? Fără ochelari și fără umbrelă. Cu ochelarii, în ochelari se vedea camera. Se văd camerele și umbrela da. Face umbră pe jumătate de corp și atunci trebuie să echilibrezi expunerea la cameră. O expui ori pentru lumină, ori pentru întuneric și ai... Nu! Da. Și n-a reușit. Am încercat. Dar ca știi? Să știți care sunt prioritățile noastre la filmare, că nu se zice, băi, cum zic asta aici, acum transmit efortul, te la trauma lui Vlăduț, care nu e înțeles de ce e din echipă. O să da. Vezi, antrenorul secund, nu știu, adică nu vreau să divulg prea multe. E bine să mai lăsăm și un spoiler mic acolo, dacă nu moare nimeni sau nu se îndrăgostește nimeni în mod șocant, care... orice spoiler e bun. Da, asta e adevărat. La o mică victorie a echipei care este în urma unei strategii pe care a dus-o Vlăduț, nu spun de unde, vine Traian, se aruncă în brațele jucătorilor care îl poartă pe sus și vine și Vlăduț, care a fost salvatorul real al meciului. Și vrea și el să se arunce și ăștia îi zic, pleacă-o de aici ochelaristule și zice, deci numai de astea. Adică foarte multe din atitudinea jucătorilor față de mine nu s-au schimbat, doar că au venit mai mulți tineri care să mă beșterească. Deci na, devin un... După 27 de ani, exact, știi cum e tineretul ăștia... La 28 vine pensia. Exact, tineretul nu te mai respectă no. Așa. Uite, mie, de exemplu, mi-a fost, știu că... Na, nu era vorba de... Mi-a fost foarte greu să mă raportez la ei. Poate asta a fost cea mai mare provocare a mea... cu acest rol, să mă raportez la ei cum s-ar raporta junior la ei, dacă pot să spun așa, datorită faptului că eu sunt un tip destul de timid și destul de introvertit și în momentul când mă duceam la Bogdan, pe care nu-l cunoșteam înainte, îl cunoșteam, dar nu avusesem prietenii cu el, mă duceam la Angel, mă duceam la Pavel, mă duceam la Răzvan, mă duceam la Andrei, Mateiu. Și trebuia să mă aduc aminte de toată lumea. Și mă duceam și toată relația mea cu ei era una extrem de nasoală. Și faptul că el îl dau afară prin unul dintre episoade și el mă întreabă, de ce, iertați-mă că v-am deranjat, da. de ce m-ați dat afară? Și zic, că nu-mi place fața ta. Adică chestia e... Și uite și cu atitudinea de aia, de șofer de la care intră cu mașina pe trotuar și dacă nu te dai la o parte, te scuipă. Exact. Și tu ești pe trotuar. De fix atitudinea de aia, adică nu știu că vreau să te întreb cât de mult ai săpat după atitudinea asta, adică că pare că o faci foarte... Da, adică știu, vine foarte că... ușor, nu e... Nu știu, că nu cred că am săpat și, mult. Și... Hai să schimbăm un pic registrul, să vă întreb de fotbal. Eu, da. Că e despre... Aici, da.
E o întrebare pe care le-am pus-o tuturor celor patru invitați de până acum. Din Naționala României, cine credeți că ar face cel mai bine față în, la Atletico Textila? Un jucător, doi jucători? Naționala o știm acum cu toții, am văzut-o la Euro, am învățat-o pe de rost cumva. Cine credeți voi că s-ar integra imediat? La fotbal sau la filmări? La amândouă. La amândouă. Nu știu, sincer, eu nu sunt, după cum știu câțiva dintre colegii mei, nu sunt neapărat microbist, dar m-am uitat acum și am ținut foarte tare cu această echipă. Mi se pare că are ceva ce n-au mai avut de mult echipele române și anume spirit de echipă. Mi se pare că sunt, nu? Da. Simt dacă greșesc. Adică sau sunt sudați mai mult decât echipele din alți ani, nu vorbesc de alea alte, și cred că ar trage în sus un rațiu sau... Da, uite, asta vreau să zic și eu. Nu știu dacă la filmări sau sunt mai mult ca sigur că majoritatea s-a descurcat foarte bine. Chiar dacă, iarăși mai fac o scurtă paranteză, noi l-am avut pe domnul Bogdan Stelea. Și pentru mine, eu sunt microbist și taică mea e microbist și am crescut în familie de oameni care s-au uitat și se uită la fotbal și sunt extrem de pasionat și faptul că am avut câteva zile de filmare cu el și am reușit să-l mai trag. N-am vorbit foarte mult, mie mi-era rușine, el probabil nu avea chef să răspundă la aceleași întrebări pe care... Îți dai seama, el pe la primele sezoane ne-a povestit destul de multe, că la filmări se și stă foarte mult și atunci când stai până se mișcă camerele, până nu știu ce, mai dai o pasă de la unul la altul. Și ne-a povestit unele lucruri de la generația de aur, da, și ei probabil că încercau și el nu le mai povestea că a considerat că le știm cu toții. Da. Dar a fost întotdeauna, e un tip super, adică îmi super povestea ok. Adică și Angel, faptul că sezoanele trecute el era pe teren și schimba pase cu ei și eu asta n-am... Dar tot încercam i-am să-l trag. I-am și tras șutul la poartă. La cum a zis Bogdan că dai la poartă, cred că e mai bine că ne-a schimbat pase. Nu, că dă tare. Nu. Se postea. În primul rând că era de sculț și în altul că dădea de la, aproape de la jumatea terenului. Apropo, spuneai că ai jucat fotbal. Da. Zi-ne de chestia asta. Ce post ai jucat? La ce echipă ai jucat? Eu am făcut 6 ani de fotbal la Dinamo, la Academie la Dinamo. Și am jucat mijlocaș dreapta. Dar nu eram ok. Deci știi cu Dinamo. A rămas Dinamo. Nu, tocmai de asta și lăsat, că ținea cu Steaua. Țin cu Steaua, dar... Nu ești primul și nici ultimul. Era de foarte rușine. Aproape. Eu stăteam, am copilărit în Băneasa și alor mei le era foarte greu, fiind amândoi la treabă, le era foarte greu să mă ducă până... Bineînțeles, taică-mă m-a luat de mână și mi-a zis: noi mergem la primul tău meci pe Ghencea. Și am fost, cred că primul meu meci a fost Steaua cu AEK din Grecia. AEK Larnaca. Nu, Larnaca e din Cipru. AEK Larnaca, dar acum... Pardon, da. Din Cipru. Și acum ceva, mulți ani. Și ăla a fost primul meu meci. Și bineînțeles, făceam fotbal atunci și mi-am explicat lui taică-meu că m-aș bucura dacă ar încerca să mă mute la Steaua. Și mi-a zis: măi, eu te-aș muta la Steaua, dar Steaua e nu ești Ghencea, bun. Iar noi stăm în Băneasa. Adică păi, cel mai aproape de noi era Ștefan cel Mare și de asta am. Iar... Asta voiam să zic și eu, că geografic nu te-a ajutat. Tu în Băneasa, Ștefan cel Mare, da. Ghencea, da, chiar fost, dar... n-ai avut un noroc. Putea din Băneasa să joace la Petrolul. Exact. Și, mă rog, și am făcut 6 ani și m-am... După, în ultimii 2 ani, am început să cam stau pe bancă. Veniseră niște băieți foarte, foarte buni. După mă trecuseră la... Jucam până atunci la 98-99, după m-au trecut la 2000-2001. Și în momentul când m-au trecut la 2000-2001, eu fiind născut în 2000, am considerat că ar fi cazul să mă las. Mai bine ca patron într-un serial. Poate. Și m-am făcut, mă rog, în ultimii tatălui 2 ani... Vrei să joci? Joacă teatru. Da. Referitor la chestia asta, și taică-mi e actor și când i-am zis că vreau să dau la teatru în clasa 12-a, zis: băi, tată, nu știu dacă e bine, bă. Eu am zis: tată, nu spune asta. Îți voi spune poezii, că admiterea de la facultate, erau 10 poezii, o fabulă, o povestire
și o fabulă și un monolog. Și mi-a zis, învață 3 poezii și vino și spune-mi-le. Și bineînțeles că eu am crezut asta cu actoria, mie mi-a plăcut foarte tare că Taino se trezea foarte târziu, ulterior mi-am dat seama că uneori nu te trezești chiar atât de târziu și că te mai oprește lumea pe stradă, dar a fost o prostie. Și le enervează amândouă și faptul că trebuie să trezească de vreme și că îl oprește lumea pe stradă, lasă-mă, vreau să-mi cumpăr salam. Da, și am zis dau la teatru și după Taino mi-a zis vino, spune-mi poeziile, eu am venit să-i spun poeziile și încercam să-l fraierez. I-am spus o poezie pe care nu știa și mi-a zis, tata, nu ai spus-o ca aici. Stai așa că ți-o spun că acolo, mai luam o dată foaia. Nu știam nimic, adică e o poveste pe care eu am tot spus-o și majoritatea prietenilor mei o știu. Eu am ajuns la trupa de teatru datorită faptului că m-am îndrăgostit de o fată și un an de zile am stat acolo după ea. E cel mai bun motiv. Iar ulterior i-am zis lui taică-miu, vreau să dau la teatru și a venit această... reacție a lui taică-miu, iar imediat după a fost aceste evenimente s-au întâmplat, nu cred că într-o săptămână sau două, adică coordonatorul de la trupa de teatru, eu eram un membru inactiv, adică nu făceam nimic, eram doar acolo pe scaunele. Erai copacul, probabil. Da, și, adică nici măcar, eram pur și simplu un spectator care, bă, l-am dat, ce face ăsta aici, nu s-a plictisit. Și coordonatorul de la trupa de teatru și-a dat seama că în clasa 12-a majoritatea băieților plecaseră să dea medicină, drept, psihologie, etc. Și tu erai încă în sala. Eu nu știam acolo și mi-a zis, nu ai vrea să faci parte din distribuția următorului spectacol? Și am stat, m-am gândit, i-am zis, nu, după care am vorbit cu taică-miu, taică-miu mi-a zis, dacă tot vrei să încerci să dai la teatru, încearcă în prima fază să zici două vorbe pe scenă. Și... Deci noroc de fata aia, frate. Da, sunt, adică s-au aranjat foarte bine. Acum mi-am adus aminte de ce am povestit prostia cu căldura, că stăteam foarte mult cu tricoul dat așa pe după cap. Și glumele pe care le făceam și eu erau că mă bag după bara porții și nu mă mai văd deloc. Și s-a terminat chestia aia, acum mă bag după bara porții și se vede chestia asta. Dar nu, asta cu căldura la și iartă-mă, a fost ceva groaznic. Dacă vrei și povestire... Hai să vezi la frig cum e, că acolo nici nu ies vorbele, că n-ai... face gura. Și dacă vreți povestirea amuzantă, cu eu filmam în niște haine cum sunt astea și de ei nici nu mai zic, dar toate cămășile și toți pantalonii pe care aveam erau din material de ăsta, de plastic. Și la un moment dat, în capul meu, a fost o idee foarte bună, asta, nu știu, mi se pare, a fost o idee foarte bună să vin la filmare și să filmez fără chiloți, pentru că mi-era foarte cald. Și la un moment dat... Și am pus pantalonii pe mine. Nu. Și la un moment dat au venit băieții de la sunet să mă cableze și până atunci, vreau să zic că eram cablat numai cu bustieră de aia la piept și astea au fost primele, nu știu, primele 6 sau 7, prima săptămână de la Academia Germană și la un moment dat mi-am dat seama în capul meu, zic, bă, imbecilule, ce-ai făcut? Că tu n-ai chiloți pe tine, adică cum? Că mi se vedeau că mășile erau din plastic, dar în același timp erau și extrem de transparente. Și ce fac? Zic, pa, stați, mă duc până la baie, dar am dus la baie să fac ce? Zic, Doamne Dumnezeule, a fost, zic, ce a fost în capul meu să fiu atât de... De ce am luat atât? Că nu mă puteam să-mi dau cămașa jos. Zic, de ce ai agățat emițătorul până la un... Nu, și ulterior... Unde l-ai băgat? Nu știu dacă și-a dat cineva seama, dar ulterior... O să vedem la... mi-am pus eu la valiera. Nu, dar cum se plânge el de căldură, săracul avea o cămașă, când am început filmările, de asta se întâmplă toate nenorocirile astea. Filmările se întind pe mai multe anotimpuri, tot timpul. Acum, dacă o să mai filmăm ceva spre toamnă, o să înceapă spre toamnă și să termine prin noiembrie, da. Că așa se întâmplă. Și la început nu poți să filmezi cum e acum, cum sunt 40-38 de grade afară, nu poți să filmezi cu geacă pe tine, dar când vine noiembrie și trebuie să filmezi ceva ce avea legătură cu chestia filmată în august, e nasol. Și așa s-a întâmplat și aici, la începutul filmărilor, pe 29-30 aprilie, era frig, da. Și prostul de cotlet, Angel Popescu, nu știu ce alte, noi eram așa cu niște gecuțe pe noi și ne-am trezit la sfârșitul filmărilor că trebuie să avem gecuțele pe noi în teren.
pentru că le-am avut și la vestiare, le-am avut și nu știu unde. Și Angel, campionul de la chestia, avea așa pe el într-o zi. Maiou, cămașă, de-aia știi, puțin pufoasă așa. Plover, cravată. Avea și vestă la un da, ăla e ploverul, vestă, vestă sau plover, cravată și geacă. Pe vara. Da, asta da, ajuns să facă. Deci nu te mai plânge. Deci eu nu am dreptul să mă plâng vorba, da, vorba și așa ta. Despre fotbal. Ai văzut ce mult am vorbit despre fotbal? Nu putem. De ne întoarcem la fotbal. Da. Pentru că în primul episod s-au întâmplat lucruri, Ehlal se desfințeze echipa, până la urmă s-au strâns banii, ați găsit un mod de a continua. Era vorba că nici numele posibil să nu mai rămână și tocmai din cauza asta, pentru că spunea și voi, Atletico Textila e un club românesc, jet by jet, cu toate alifiile, să spunem așa. Nu are niciodată. Exact. Am venit cu niște nume de echipe mai amuzante din România și vreau să vi le spun. A, adevărate? Adevărate. Bun, atunci am trebuit să... Adevărate. Da. Nu, puteți să râdeți că e de râs. Sunt niște nume și aș vrea să completați așa, să spuneți pe scurt. La ce echipă v-ați vedea jucând? Okay. Și la ce echipă credeți, că dintre cele pe care o să vi le zic ar putea cumva să iasă în evidență, să zici că bă, da, uite, suntem ăștia și cu treaba asta putem să avansăm. Vi le zic pe rând. Prima pe care am selectat ar fi AS Știința Popmond Plopșoru. Bă, să zici că nu râd. Și bă, mă gândeam... Dar asta la Plopșoru, cred că ai putea să fii tu. Păi nu, stai, Popmond. Nu, cred că pentru Bogdan ultima de pe listă, stai. Nu ultima, e dar printre ultimele. Plopșorul nu e, mai e, n-ai simțit-o. Asta e, Popmond. Știi că la Plopșorul, e din Gorj. La facultate am avut un exercițiu de ăsta, dar ne-a pus pe toți, doamna profesoara Sandra Manul, ne-a pus să fim toți câte un copac și toți colegii s-au făcut, s-au schimonosit pe acolo și am rămas așa, oarecum cu mâinile în buzunar. Și m-a întrebat, tu ce ești? Și am zis, un plop. Deci, da. Stă așa. E plopul. Da, gata, da. Plopșor, deci, da, nu e. Deci ați găsit. Deci m-ai găsit un pic. Da, da, la plopșorul nu cred că am face performanță. Da, să continuăm. Trebuie să intre trei plopșori când dai în aparatul de... Ne ducem la Timiș acum pentru nume AS Dedimid, viitorul Iecea Mare. Deci are 1, 2, 3, 4, 6... Viitorul e cea mare. Da, deci Dedi... Asta a zis și soția mea și n-a fost. Da. Viitorul... Da. Dar e interesant de unde vine Dedi Mid, că e D-Y, liniuță Mid, M-I-D. Era melodia de la Bonnie M. Dedi Mid. Așa. Deci nici asta nu. Nu. Nu face treaba. E cea viitorul e cea mare. Nu înțeleg de ce. Dar asta dezacordul. Următoarea cred că o să vă cucerească. ACS Magica Balta Caransebeș. Cred că pare un nume scris în... Eu la asta cred că aș putea să fac performanță. Deci Magica Balta Caransebeș. Magica Balta. Și aș putea să zic că, domnule, la Magica e un jucător, Matei Constantin, m-aș schimba, cred că a jucat mijlocaș ofensiv. Bine, te-ai grăbit că următoarea pe listă era Alegria Juventus Sport Matca din Brăila, din Galați, mă rog, de acolo. Oh, doamne. Deci Alegria Juventus Sport, asta e tare că au pus Alegria Juventus și după aia au zis, mă, trebuie să-și spunem bun. Sunt frumoase, mie îmi place. Da, nu, hai să continuăm, nu știu dacă... Ca părinții care nu se hotărăsc la numele copilului și de-aia are copilul două nume, tata a zis într-un fel, mama a zis într-un fel. Și uite așa sunt și copiii mei. Bine. Să continuăm, eu zic că celebra, dăm de ceva. Celebra rămâne cea, s-a și făcut, să zic așa, s-a făcut și material, știrile din sport pe treaba asta. Probabil ați auzit și voi de, nu Borussia Dortmund, ci Borussia Dormărunt. Aia e foarte bună. Borussia Dormărunt. E un calambur de la noi din episod cu Manchester United. A, da, am avut da. Noi mult, da, și am avut chiar un episod în care era o listă mare de la el în birou, o listă da, mare da. De echipe și acolo câți oameni eram în acea secvență la filmare, fiecare a avut altă echipă care era preferata da. Lui. Și a mea nu o să o uit niciodată, preferata mea era cea mai seacă de numire, era FC Galațiu Brăila.
Beton. Eu fiind din Galați, nu pot să zic că sunt... E superb, face Galațiu Brăila. Și acum o să vă zic trei, patru la rând, care sunt cumva din aceeași tematică. CS Semlecana Semlac, asta e un am. Urmează Ase Branco Brâncoveni, după care avem testul de pronunție continuă cu Năprădeanca Năprădea. Și se termină cu ce se limbeni limba. Asta e foarte bună. Da, se... avem ceva de comentat despre fiecare. Că nu. Cum era prima? A, nu, bine. Nu, e ok. Dar prima cum era? Prima era Poplișorul Pop, Semlecana Semlec. Semlecana Semlac, scuze. Semlecana Semlac. Și a doua? Și a doua era Branco Brâncoveni. Semlecana. Dacă le zici pe astea, eu cred că cu asta aș putea să fac. Da, Semlecana Semlac. Cu Branco Brâncoveni aș putea să fac performanță. E echipa care, din punctul meu de vedere, sună cel mai ok. Iar sunt foarte bun. Vreau să zic că Atletico Textila e sus, e mega, de ce? E sus, și cred pe lângă Poplișorul Plop, sau cum se numea aia. Semlecana Semlac. Cred că nu se supără Bogdan dacă zic că pe el cred că mulți l-ar vedea la echipa ASE Contabilitate Stoienești. Cred că foarte bun. Nu, cred că e echipă care pe hârtie face sens. Asta. Conform calculelor lor. Da, eu cred că la Brâncoveni Branco. Da. Și eu cu asta am rămas în cap. O să încheiem seria cu ASE Polul Nold Brodina din Suceava. E născut în Suceava, de acolo am venit în vacanță. Și cum e Polul Nord la Suceava? Cum se simte Polul Nord la Suceava? E puțin mai la sud, dar numai iarna. Polul Nord Brodina, frumos. Da. Bine, Suceava, să nu uităm, pentru că noi avem niște colegi dinamoviști destul de mulți la filmări, printre care și Angel cu Răzvan. Și tot timpul când, mă rog, acum nici nu mai e amuzant să râzi de suporterii echipei Dinamo, că na, adică nu, când e cineva așa de jos, nu mai e. Asta acum le merge bine. La ce? Sunt ok. Da, sunt au promovat în B? Sunt în 4, nu? Sunt pe 5 sau pe 4. Da, foarte bine, bravo. Adică sunt în fața CSB-ului. Și noi tot timpul, eu fiind din Suceava, tot timpul le aduc aminte întâmplarea magică cu Foresta de acum 26 de ani, de acum mulți ani, când Dinamo conducea cu 29 de minute înainte de final, conducea cu 4-0 și au luat 5 goluri în 29 de minute. Se enervează și Angel și Oprea, nici nu se enervează, zic, hai, du-te de aici. Spuneți-mi, mai avem puțin din emisiune, spuneți-mi cum v-ați simțit astăzi și care a fost vibe-ul. Mi se pare că am vorbit mult și prost, dar asta mă caracterizează. Matei, stai să vezi primul episod, dacă vi se pare că voi ați vorbit mult. Cine a fost? Au fost Răzvan și cu Andrei. Nu o să dau spoilere cine a vorbit foarte mult, dar nu cred că e nevoie. Nu e nevoie, da. V-a invitat la Național? Eu m-am simțit foarte bine. Mi se pare că a fost o discuție mai mult decât liberă. Într-adevăr, am vorbit puțin cam mult și uneori poate că n-am răspuns la întrebări, dar mi se pare că a fost o... și că e o emisiune bună. Eu îmi cer scuze că m-am băgat peste tine. Omule, tu m-ai făcut asta. Nu, cred că eu m-am băgat mai mult peste tine, Bogdan. Nu. Și este în regulă și îmi pare rău. Nu, chiar. Nu, îmi cer scuze că ne-am băgat peste tine. Da. E foarte bine că ne-am bucurat de discuții, am vorbit și despre fotbal și despre de toate, despre ce se întâmplă în serial. Mai sunt două episoade din acest sezon, din Atletico Textila. Noi mai avem un singur episod vinerea viitoare. Ne vedem cu ultima parte, cu discuții despre Atletico Textila, despre ce a fost, ce va urma în acest sezon. Le mulțumesc lui Matei Constantin, lui Bogdan Cotleț pentru prezență, pentru distracție, pentru râsete. Și scuze că am întârziat. Lumea nu știa lucrul ăsta până să spune. Da, știu. E în regulă. Vă mulțumim încă o dată pentru că ne-ați urmărit și astăzi. Sperăm că a fost încă un episod care să vă distreze și să vă mai ajute să înțelegeți și mai bine despre ce se întâmplă și dincolo de
de filmări, ce s-a întâmplat și în trecut, ce va urma în Atletico Textila. Eu am fost, sunt și voi fi în continuare Andrei Grecu. Rămâneți pentru un ultim episod vinerea viitoare.